Bună! Astăzi o să vă prezint mult așteptatul Galaxy Note Edge, un telefon ce nu se găsește chiar atât de ușor, dar care a fost foarte bine primit de către utilizatori. Galaxy Note Edge nu este primul smartphone de la Samsung ce are ecran curbat, primul fiind Galaxy Round, dar cu siguranță este cel mai lăudat și cel mai apreciat device cu ecran curbat de la Samsung. Aceasta este cutia, destul de simplă, cu specificațiile pe spate. Înăuntru avem așa, desigur, telefonul. O să vi-l prezint mai în detaliu în câteva momente. Avem instrucțiuni de utilizare, Start Guide. Service, certificat service, e-mail number. Bateria de 3000 mAh. Cablul USB, ce este folosit și pentru încărcarea device-ului. Încărcătorul pentru priză. Căștile in-ear. Așa. Dopuri pentru căști, dopuri de rezervă. Și vârfuri pentru S Pen, de diferite mărimi. Și o pensetă cu care prindeți vârful și înlocuiți. Și atât. Aici. Ah, ceva legat de service. Ok, acum să aflăm mai multe despre Galaxy Note Edge. Cu siguranță, prima dată te uiți la ecranul curbat Edge, cu o rezoluție de 2560 cu 160 de pixeli, ce se află pe partea dreaptă a ecranului. Ecranul, de fapt, este unul singur, pentru că display-ul se întinde pe partea dreaptă, formând o curbă și apoi o margine ușor ascuțită. Deși există un singur display, Samsung se referă la partea curbată ca la un ecran separat, pentru că are funcțiile lui speciale, despre care o să aflăm mai multe în următoarele minute. Ecranul curbat face ca partea dreaptă a device-ului să fie mai ascuțită, dar nimic deranjant. Singura problemă pe care o văd este că voi avea parte de ceva dificultăți în alegerea unei cuse potrivite. Și probabil este și un pic mai greu de folosit de către stângaci. Gripul este bun, dar pentru că este un telefon așa mare și ceva mai greu de ținut, vă recomand neapărat și o husă. Totuși, Galaxy Note Edge pare a fi făcut pentru a fi utilizat cu două mâini, mai ales că butonul de on-off s-a mutat acum în partea de sus. Și cam greu de ajuns la el cu singură mână. Dimensiunile acestui device sunt de 153,5 mm pe 78,6 mm, cu o grosime de 8,5 mm, iar greutatea este de doar 174 de grame, chiar mai ușor decât Note 4. În rest, designul este unul tipic Samsung. Sus avem butonul on-off, jack-ul pentru căști, portul infraroșu, microfon, buton de volum, jos avem din nou microfon, portul micro USB pentru încărcare și transfer de date, S Pen-ul, ce a fost creat împreună cu Wacom și desigur că dispune de toate funcțiile care sunt și pe Note 4, precum Air Command, care se deschide imediat cum retragi S Pen-ul din telefon. În spate avem camera foto, Blitz, ce se utilizează și în aplicația S-Health pentru a monitoriza bătăile inimii sau nivelul de saturație al oxigenului din sânge. Cam atât, și desigur difuzor,
difuzor și senzori. Display-ul, fără ecranul Edge, este de 5,6 inci la o rezoluție de 1600x2560 de pixeli, adică 524 de pixeli per inci. Întregul ecran este Super AMOLED Full HD, protejat de Gorilla Glass 4. Întregul ecran, adică și ecranul Edge. Display-ul de la Note Edge mi se pare unul dintre cele mai clare, vibrante și reușite display-uri pe care l-am văzut la un smartphone. Nu știu dacă camera mea video reușește să redea foarte bine culorile și calitatea imaginii. Nu există vreo diferență între ecranul principal și ecranul Edge. Ecranul Edge venind ca o completare și un ajutor de nădejde pentru multitasking. Majoritatea aplicațiilor vor afișa informații pe ecranul Edge, dar poți să schimbi și tu modul de afișare, aplicațiile rapide care să apară aici, textul sau notificările unor aplicații. Pur și simplu te duci aici la setări și de aici poți schimba modul de afișare sau aplicațiile afișate. Poți seta modul Night Clock. Dacă alegi Night Clock, întregul ecran principal se va închide și va fi afișat ceasul doar pe ecranul Edge. Și desigur și textul care se apară pe margine. Acesta. Acum scrie Galaxy Note Edge. Ecranul Edge vine și cu instrumente ce te pot ajuta, ca de exemplu cronometru, lanternă sau chiar riglă, ce poate măsura în centimetri sau în inci. Glance View s-a mutat acum pe ecranul Edge, iar tot el poate schimba și așezarea butoanelor în modul camera foto. Așa este modul Landscape, ca să ajungeți mai ușor, și așa modul Portrait. În rest, interfața lui Note Edge este cea binecunoscută de la Samsung, TouchWiz. Mai ales că Note Edge vine și cu Android 4.4.4. Putem bloca ecranul cu ajutorul unui pattern, parolă, dar dispune și de Face Lock și Fingerprint Scanner. După cum v-am zis, sistemul de operare este Android KitKat 4.4.4, dar cu siguranță, în puțin timp, va primi update la Android 5.0. Specificațiile tehnice ale lui Note Edge sunt aproape identice cu cele ale lui Note 4, adică procesor Snapdragon 805 quad-core la 2.7 GHz, 3 GB memorie RAM și o memorie internă de 32 sau 64 de GB, cu posibilitatea de a o extinde cu încă 128 de GB. Telefonul se mișcă excelent, dar asta și pentru că este nou-nouț și nu am instalat foarte multe aplicații. Haideți să-i facem un AnTuTu benchmark, ce va fi dat pe fast-forward ca să vedeți mai repede rezultatul, și apoi vom trece să discutăm despre camera foto. Punctajul obținut de Galaxy Note Edge este de 47.170, adică peste OnePlus One sau HTC One Emote, dar sub Galaxy Note 4 sau Meizu MX 4. Pentru ecranul Edge, până și aplicația S-Note a fost modificată. Și acum instrumentele, de unde alegeți culoarea sau tipul pensulei, s-au mutat pe ecranul Edge. Vedeți? Dacă ținem apăsat aici, deschide și meniul de unde putem alege culoarea.
tipul instrumentului. Camera foto m-a dezamăgit un pic. Deși are 16 megapixeli și autofocus, blitz LED, totuși pozele nu sunt atât de reușite, par chiar retușate nenatural. Din fericire, aplicația de cameră este salvată de ecranul Edge, care mută declanșatorul pentru a ajunge mult mai ușor la el și a realiza pozele. Aici sunt opțiunile. Este o interfață foarte ușor de utilizat. Iar camera de 16 megapixel și filmează 4K. Camera din față este de 3,7 megapixel. Acum puteți vedea câteva poze realizate cu Note Edge. Note Edge se aude superb, clar și fără prea mare zgomot de fundal. Bateria este de 3000 mAh și din păcate nu m-a ținut o zi întreagă. Ecranul superb consumă foarte mult și mi se pare și păcat să setezi luminositatea la low pentru a economisi ceva baterie. Iar dacă pornești Wi-Fi-ul și 3G-ul când ai nevoie, bateria va ține 8-9 ore. Mi-a plăcut superbul ecran protejat de Gorilla Glass 4, ecranul Edge, de care te îndrăgostești iremediabil, și multitasking-ul mult mai bine realizat cu ajutorul ecranului curbat. Nu mi-a plăcut bateria, ce nu reușește să facă față ecranului, și camera foto chiar m-a dezamăgit. Deși are aceleași caracteristici tehnice ca și Note 4, Note Edge aduce ceva în plus. Și nu mă refer doar la ecranul curbat, ci la o cu totul altă experiență mobile. Prețul pentru acest model variază între 2600 și 2800 de lei.